ar trebui oamenii să se mulțumească cu cât au și să facă tot posibilul ca să le fie mai bine. Nu să fiu invidioasă pe X, pe Y, nu. Să mă zbat pentru mine. Dacă noi ca persoană nu ne schimbăm, pardon, scuză-mă, nu ne schimbăm și nu luăm ce-i bun și ce-i bine pentru societate, ne prăbușim. Ne prăbușim. Uitați-vă și acum la protestele care se fac. Nu mai cer bani, dar oare productivitatea muncii o dau? O au? Dau producție, lucrează? Corect, nu cred, dragul meu. Credeți că, nu știu, banii puțini, lipsa locurilor de muncă, poate, dragul salariile meu, mici, pensiile mici, îi distrug pe oameni? Nu, nu, eu nu cred în asta. Mă credeți? Nu. Dacă ar fi verificați, au bani la saltea adunați. Ce mă deranjează pe mine e faptul că cei care nu au lucrat o zi primesc ajutor. Nu. Du-te și muncește și fă-ți ajutor social. Mia pune tunurile pe oamenii care se plâng de sărăcie. Timișoreanca spune că cei care nu au bani sunt de fapt leneși, că nu au muncit prea mult în viața lor și că pozează în victime. Mia spune că unii bătrâni așteaptă prea mult ajutor din partea statului. Eu, de exemplu, mă mulțumesc cu cât am. Și mă întind... Cât aveți, doamne? 3.000. 3.000 am. Și cum vă descurcați? Spun sincer. Cum mă descurc? Cum pot? Și mă descurc bine. Nu trebuie să fac depozite, cum făceam pe vremea lui Ceaușescu. Nu trebuie să... Strictul necesar și cumpătare. Cumpătare, cumpătare, cumpătare la orice. Asta mă deranjează la oamenii care n-or lucra nimic și cerșesc. Primesc 200 de lei ajutor social, curent, bla bla bla. De ce? Și ei n-or lucra? Măi, ai lucrat, îți iei pensia după cât ai lucrat. Nu ai lucrat? Du-te și-ți fă ani de pensie sau să găsesc o altă... Nu, nu, ajutoarele astea sociale... Și la noi foarte multă lume profită. Vă rog să mă credeți. Miei nu prea îi este milă de oamenii care o duc greu și care trăiesc cu grija zilei de mâine. Câtă pensie am, mă mulțumesc cu ea. Când va fi să fie mai mare, nu-i nicio problemă, dar mă descurc cu asta pe care o am. Și nu mă duc să cerșesc sau să strig sau nu știu ce. Dar de oamenii ăștia care nu lucra niciodată, Așa mi-e milă. Că or făcut altceva, în mod sigur, în mod sigur. Timișoreanca susține că nu există pensii sau salarii mici, ci doar o gestionare greșită a banilor.